seara și bine v-am găsit! În această vară, Corneliu și Angela Botgros au devenit părinți, iar acum trăiesc cea mai frumoasă perioadă. Micuța Camelia are 3 luni și în curând va avea parte de prima petrecere din viața ei. Cum s-a schimbat viața familiei Botgros, dar și cum decurg pregătirile pentru marele eveniment, aflăm în continuare. E perioada frumoasă. Nu sunt foarte multe greutăți, pentru că ne descurcăm și mai avem și ajutor. Soacra mea este una foarte harnică, ne ajută oricât ne dorim noi. Așa. Dar în general au trecut frumos. 3 luni și jumătate au trecut foarte repede. Angela Botgros a devenit pentru prima dată mămică și încearcă să savureze fiecare moment. Normal că am avut emoții. Acum este cea mai frumoasă perioadă din viața noastră. Cornel mai are un copil, sigur am mai trecut prin aceste emoții. Pentru mine este prima dată. Mi-a fost ușor datorită mamei că m-a ajutat, dar am avut sigur temeri că nu mă voi descurca, dar mulțumită lui Dumnezeu și a mamei și a tata, socru și Cristian și Corneliu, toți împreună facem o echipă bună. Da, dar culmea e că Camelia e o fată așa, zic eu, cu un caracter domol, da. Deocamdată așa, știi? Și îmi amintesc cum a fost Cristi. Cristi era mult mai așa, mai agitat, dar Camelia nu ne creează mari probleme. Nu este nevoie de un efort colosal, dar nu, ne descurcăm. Tot programul s-a schimbat în general, pentru că până acum eram la muncă zi de zi, acum munca mea s-a transformat în munca de mamă și mă conformez copilului, mă trezesc când se trezește și tot așa. Toată viața s-a schimbat, nu doar programul, dar și în general și emoțiile și totul. Dorești să revii la muncă în scurt timp? Până când nu m-am odihnit destul, dar sigur că o să revin, dar nu acum în scurt timp, poate peste 2-3 ani. Deși are doar 3 luni, micuței Camelia îi place muzica, mai ales când tatăl ei o alintă și îi cântă la vioară. Sunt niște sunete mai noi pentru bebeluși, că aude doar glasuri omenești și atunci când îi cânti la instrument, la vioară sau mai am acasă și un pian, bineînțeles că pentru ea e ceva nou și reacționează foarte diferit de celelalte sunete pe care le aude zilnic. Și mă bucur că chiar îi place, că ea e foarte concentrată atunci când îi sustrag atenția cu vioară, e foarte concentrată. Până când nu finalizez cânticul, nu și trage ochii de pe vioară. Iar Cristian, fiul lui Corneliu Botgros, a îndrăgit-o enorm pe surioară. El s-a atașat foarte repede de Camelia și probabil că deja simte că nu doar în teorie e surioară, dar și în viața de zi cu zi, într-adevăr, îi oferă foarte multă atenție și dar asta chiar îmi place. Nu forțez deloc lucrurile, să vină de la sine și parcă s-a creat o chimie între ei. Acum sunt pregătirile pentru marele eveniment, pentru cumetrie. Cum e? La ce etapă sunteți? Știți? Păi a rămas cei mai important, ținutele noastre. Acum, bine, nu suntem mai avem mult. Nu trăim vremurile în care trebuie să faci drumuri interminabile la local ca să pui la punct tot ce trebuie. Acum la telefon se face totul prin transfer online. Sunt organizatori, sunt oameni care se ocupă de tot ce trebuie și chiar ne ajută foarte mult online acesta și Angela, bineînțeles, că a depus și ea un efort pentru ce ține de decor, are ea niște fantezii și merg pe mâna ei, am toată încrederea. Așa, ai optat pentru ceva mai special? Nu, nu neapărat. Pur și simplu... Noi suntem adepți la principiul ăsta. Oamenii care vin la cumetrie simt cu stomacul și cu urechile. Trebuie să audă muzică bună, muzică bună, distractivă și mâncare bună. Asta e toată treaba. Pentru celelalte sunt niște accesorii și ochii tot nu dau eu mare importanță la asta. Poate alții femeile poate sunt așa cu ochii tot. Vede. Noi femeile pentru poze, știți cum ne gândim să fim. Da, probabil. O
piesă în care a îmbrăcat multe emoții și un videoclip alb-negru care te lasă să savurezi. Asta ne-a adus Geta Burlacu astăzi. Bună seara, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Noi nu ne-am văzut de puțin timp, ne-am văzut acum câteva săptămâni, dar chiar mă gândeam astăzi cât de multilaterală pot să fii. Atunci ne-am văzut cu un proiect cu muzică, cu folclor, cu folclor cumva reinterpretat, cu un frumos cor de băieți aici. Acum vedem o cu totul altă Geta, o cu totul altă stilistică, o cu totul altă retorică. Uh-huh. Cât de ușor îți este să fii așa pe fiecare filieră și să fii bună pe toate? Eu cred că nu este exact nici foarte ușor, nici foarte greu, iar un lucru foarte important, cred că nu doar în artă, în ceea ce fac eu, dar absolut în tot ce facem noi oamenii, este să-ți placă ceea ce faci, unul la mână, doi la mână să încerci măcar, să fii profesionist. Și atunci cumva lucrurile încep să se lege și să se învârte în jurul meu și în jurul evenimentelor care se întâmplă. Cred că despre asta. Iar proiectul cu care vin acum, el are ceva ani, în colaborare cu o tânără compozitoare, sau mai bine zis așa, o tânără cantautoare, textieră, ea scrie textele și liniile melodice pentru piesele care vor răsuna pe 1 octombrie la concertul unde vom prezenta și piesa pentru care am făcut și videoclipul. O cheamă Anastasia Bas și vreau să menționez că tot Anastasia Bas a fost acea persoană care a regizat acest videoclip, care a scris istoria, imaginea acestui videoclip în alb-negru, așa cum ai menționat un pic mai devreme. Eu am emoții, tu știi? Tu ai emoții, eu te ajut să știi. Eu am emoții, da, pentru că de mult n-am făcut videoclipuri, așa, pentru că de mult nu am dezgolit niște emoții care îmi aparțin. Cred că de mult n-am povestit despre mine, dar eu zic să pun o virgulă și să abordez aceste lucruri ca și artă. Da. Așa, da. De mult n-am discutat despre iubire, exact, pentru că este o piesă de dragoste și tare de mult nu te-am auzit cântând în rusă. Lucru care se întâmplă astăzi, dar eu zic mai întâi să vedem acest clip, ne mai lepădăm de emoții puțin și revenim la discuția noastră. Hai să vedem clipul. Нет сомнений, где ты? Мнимых сожалений об уме ты просто вышел навсегда, моя теперь закрыта дверь. А помнишь, как все начиналось? Мы утопали в любви, были свидетели тайны, голуби, голуби. Я их не зову, я им не верю. О них подумаю, болит что-то слева. И я стою посреди разбитых дорог судьбы. Терялись в полете дальнем голуби, голуби. Платье цвета пепла, в снах твоих, наверное, появлюсь и дам тебе себя вдохнуть, как больно знать тебя наизусть. А может быть проще в начало вернуться и переиграть, так мало нам было надо. Я их не зову, я им не верю. О них подумаю, болит что-то слева. И я стою посреди разбитых дорог судьбы. Терялись в полете дальнем голуби, голуби.
înseamnă gestul ăsta? Eu cred că este un gest simbolic. Este un gest simbolic, este un gest de a lăsa ceva în spate și pe cineva în spate. Poate nu este exact despre mine sau poate nu este exact scrisă istoria mea. Vreau să spun că am așteptat ceva timp să ajungem să putem tehnic să facem acest videoclip anume așa. De ce? Și să-l facem noi. Pentru că am avut nevoie de timp. Am avut nevoie de acest timp. Ca să înțelegem toată tehnologia cum să-l facem. Pentru că nu prea am vrut să apelăm la cei mai mari profesioniști din țară. Am vrut să fie un lucru foarte intim al nostru și am făcut în echipa. Nu e chiar pe forțele proprii, dar este o echipă foarte strânsă de oameni cu care eu colaborez de mai mult de 10 ani. Și noi am avut nevoie să ajungem la etapa când am putut să-l facem în cercul nostru, foarte intim de oameni. Și a ieșit exact cum ne-am propus, fără mult decor, exact alb-negru, cu doar expresia feții, expresia... Simplist, dar nu simplu. Exact, da. Cu expresia ochilor și niște simboluri înțelese pentru toată lumea. Apropo de ochi, la ce te gândeai atunci când aveai ochii înlăcrimați? Știi, sincer să-ți spun, absolut la nimic nu mă gândeam. Nu aveam niciun gând în cap, dar la un moment dat, într-adevăr, au început să-mi iasă lacrimile și eu cred că nu este despre ego-ul meu, dar este despre ceva subconștient, cred că este o durere pe care deja nu o mai conștientizez și eu tare mă bucur că ea a ieșit foarte firesc în acest videoclip. În acel moment nu știam cum să mă comport, nu știam o să oprească camera sau nu, o să meargă mai departe, zic, ok, să fac dubla asta până la urmă, așa cum merge ea. Și când am făcut această dublă, am zis, vă rog frumos, mai mult nu mai plâng în cadru, că atunci nu o să putem filma, voi fi cu ochii înlăcrimați, voi fi cu ochii roșii, va curge make-up-ul. Da, a fost foarte sincer. Nu am avut absolut nicio idee, niciun gând în cap atunci când au început să-mi curgă lacrimile și eu cred că este foarte bine că asta s-a întâmplat. Contează limba în care cânți o piesă? Contează din punct de vedere vocal, da, pentru că fiecare limbă un pic și are particularitățile sale vocale. Da. Deci limba rusă este un pic o limbă mai mușcată, mai adâncă. Mie îmi vine un pic mai greu, pentru că eu totuși mai mult am cântat în engleză, franceză, română și atunci eu trebuie cumva să o ajustez la... pentru mine personal, la acel sound pe care vreau eu să-l ajung, să-mi fie ușor să cânt. Da, să scot sunetul mai în față, să aud exact cum pronunț vocalele. În limba rusă, mai des decât în limba română, se întâmplă câteva consoane la rând și atunci cumva încerc sau să schimb cuvântul sau să-l fac în așa mod melodic ca să nu-mi fie ca un impediment. Așa, în același timp este o limbă foarte artistică, o limbă foarte bogată, o limbă în care vei cânta și pe 1 la muzeu. Da, pe 1 octombrie voi cânta, va fi un concert în limba rusă, va fi un concert absolut live, acustic, cu chitări, cu saxofon, cu acordeon și cu vioara, apropo, da. Și de fapt, pentru mine limba rusă este una firească, pentru că este una din limbele mele materne. În familia mea bilingvă, în fiecare zi se vorbește în două limbi concomitent. De fapt, ca și în multe familii din țara noastră și anume pentru noi este acest concert. Pentru cei care vorbesc în ambele limbi, e egal, exact. Așa. Dar nu numai, pot veni și vorbitorii de română, exact, să pot ascultă veni muzică absolut toți. Și mi-e pare foarte bine că sunt oameni care vin la acest concert și în, cei care vin în vacanță acum în octombrie în Moldova vor ajunge la concertul meu și eu vă aștept. Pe 1 octombrie la ora 7 seara, marți, e zi de lucru, dar 7 seara exact potrivit ca de la lucru, de la serviciu să veniți exact la concert, la Muzeul Etnografic. Va fi un concert în aer liber, dar
noi ne-am asigurat. Noi ne-am asigurat că va fi un timp frumos. Noi sperăm că va fi un timp frumos. Va fi muzică bună, timp frumos, piese cu un mesaj profund, muzică live și un vin minunat. Ce poate să fie poate fi mai delicios pentru o seară de 1 octombrie? Să ai o seară perfectă. Mulțumesc și azi mult. Și atunci asta ți doresc. Îți mulțumesc din suflet că ai trecut astăzi pe la noi și că ne-ai arătat această frumusețe de piesă. Să-ți meargă toate ca pe unt, asta îți doresc. Mulțumesc mult, vă aștept. Iar noi continuăm, auzim mai mereu sfaturi despre o alimentație echilibrată, dar tot parcă nu sunt de ajuns. Despre detoxifierea corpului veți afla mai multe mâine dimineață la Ai Sănătate, iar câte ceva ne spune chiar acum Vlada Mardar. Vlada, bună seara! Bună seara, Anișoara! Bună seara tuturor! Lângă mine este Corina Dasculu. Tu ești foarte des asociată cu tot ce înseamnă detoxifiere, detox, procese de detoxifiere. Hai să vorbim un pic despre asta. Care ar fi acele produse, ritualuri, procese pe care le putem introduce în viața noastră de zi cu zi ca să ne ajutăm organele noastre să se detoxifieze și, în general, organismul să-și elimine toxinele? În primul rând, apelăm la apă. Hidratarea este esențială în tot ceea ce înseamnă proces de detoxifiere, asimilare, eliminare a organismului. Deci, în prezența apei au loc toate procesele din organismul nostru. Așa că ne străduim să bem acei, în medie, 2 litri de apă pe zi. Și când zic apă, nu mă refer la alte lichide. Deci, apă. Mai apoi ne ducem către organele noastre de detoxifiere, da? Pentru că, practic, în procesul ăsta se implică toate organele. Mai mult sau mai puțin. Dar avem unele care sunt mai mult implicate, cum ar fi ficatul, intestinele, rinichii, sunt cei care lucrează mai mult în această direcție. Și dacă e să mă duc către ficat, care este uzina noastră, acolo unde se adună toate elementele care ajung în corpul uman și se separă, da? Acesta este benefic, îl trimite mai departe în sânge, ăsta este nociv, ce fac cu el, îl trimit către eliminare pe sistem limfatic și tot așa mai departe. Așa că trebuie să avem grijă acolo pe partea de digestie, pe sistem digestiv. Ce mâncăm și ce bem și cât de mult ne mișcăm. Pentru că știm că limfa, acolo unde ajung toxinele noastre, se mișcă datorită mișcării. Cu cât ne mișcăm mai mult, cu atât ea reușește să elimine. Hai să vorbim și despre niște produse minune, să zic așa, sau produse care conțin foarte mulți fitonutrienți care ne ajută pe noi și funcțiile organismului să elimine toxinele. Apelăm la detoxifieri sezoniere, adică ceea ce crește în această perioadă la noi, da? Dacă trăim în Republica Moldova. Și ne ducem către fructele bogate în fibre, pentru că procesul de detoxifiere necesită acele fibre. Mă duc către prune. Ele, pe lângă faptul că sunt detoxifiante, sunt și laxative, adică ne curăță acolo intestinul foarte bine. Mă duc către pere, care și ele, la fel, sunt bogate pe lângă fibre în vitamine și minerale. Strugurii, dar iarăși, cu struguri avem grijă la cantități, că conțin o cantitate prea mare de glucoză și atunci să nu avem și efectul de kilogramelor în plus. Și mă duc către legume, către rădăcinoase. Toamna, intrăm în anotimpul în care rădăcinoasele sunt vedetele. Sfecla roșie este absolut minunată în tot ceea ce privește proces de detoxifiere. Pentru cei care sunt anemici, încercați să includeți sfecla roșie chiar în fiecare zi. De exemplu, v-aș recomanda să vă faceți sucuri din sfeclă roșie nu curat, combinat cu morcov, țelină și poate un pic de măr, da, ca să fie un pic așa mai dulciu. Faceți-vă un ritual să beți această combinație, nu știu, timp de 2 săptămâni, în fiecare zi. Și o să vedeți cum se simte organismul. Mă duc către dovleac, care este și el vedeta toamnei. Fructele de pădure, de ce nu, chiar dacă ele încep în perioada verii, da, să apară, ne susțin foarte mult sistemul imunitar și detoxifiant pe perioada toamnei. Mă mai duc către verdețuri. Nu uităm și de ele, cele de culoare verde închis, care sunt bogate în clorofilă, iar știm că clorofila ne susține foarte și foarte mult procesul nostru de curățare a organismului. Și aici ne ducem către mangold, frunzele de salată, spanacul, kale, chiar și varza, dragilor. Varza, pe cât de banală nu ar fi, este un super aliment care conține foarte multă vitamina C. Așa că mergeți către salate de varză, poate chiar nu în fiecare zi, dar în fine, peste o zi, combinate cu un pic de morcov ras, un pic de sfeclă crudă, încercați sfecla să o mâncați crudă.
Să nu uităm de brocoli, conopidă, praz, iarăși brocoli și conopida eu le consum în varianta crudă și nu fiartă, pentru că atunci când fierbem, sau mai bine zis procesul termic, distruge o parte din microelementele acestor minuni ale naturii, pentru că chiar sunt minuni. Noi ne ducem foarte mult către superalimente. Da, spirulina este foarte importantă, macea, maca, tot ce acum ashwagandha au apărut, ele sunt importante, dar în primul și în primul rând trebuie să vedem ce crește aici la noi, local, ce ne poate ajuta să ne curățăm organismul. Foarte bune sfaturi și, într-adevăr, avem o grămadă instrumente, avem o grămadă produse, modalități să ne ajutăm organismul să se descurce de unul singur, doar trebuie să vrem. Să acționăm. Să acționăm trebuie. Și să fim sistematici așa în ceea ce facem. Constanta este foarte importantă. Eu îți mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile, iar pe voi vă aștept mâine la Ai Sănătate pentru mai multe informații utile despre o alimentație corectă în acest sezon. Numai bine, seară frumoasă! Vlad, îți mulțumesc, chiar ne luăm o scurtă pauză și revenim în câteva minute. Rămâneți cu noi, suntem live și pe pagina noastră de Facebook. O seară perfectă la ProTV! Pornit la Chișinău să-mi găsesc mândruță eu, să-mi găsesc norocul în viață și a mea dulceață. Zi și noapte am umblat, mândruță am căutat, numai una am văzut care mi-a plăcut. Hai, hai, mândra mea din Chișinău, hai, hai, te-o iubi mereu. Hai, hai, mor după gurița ta, hai, hai, ești dragostea mea. Când cu ochii mă privești, inimioara mea topești. Când ne întâlneam, flori frumoase ți-aduceam, trandafir și carofiță ca să-mi dai guriță. Iar guriță nu-mi dădea și mereu așa-mi spunea, domnul sfată de umblat, te-ați demăritat. Hai, hai, mândra mea din Chișinău, hai, hai, te-o iubi mereu. Hai, hai, mor după gurița ta, hai, hai, ești dragostea mea. Câte zile voi avea, mândră eu te-ai săruta. Spun așa, nu mă joc cu dragostea, ești înaltă și frumoasă, vreau să-mi fii mireasă. În drumul pot te gândi că mă plac mândruțele, fetele din satul meu mă pândesc mereu. Hai, hai, mândra mea din Chișinău, hai, hai, te-o iubi mereu. Hai, hai, mor după gurița ta, hai, hai, ești dragostea mea. Dă-mi gurița s-o sărut, fetele eu să le uit. Vom face o muntă mare și-o pofti pe fiecare, și din sat și din oraș să-l avem muntaș. Eu în brațe te-o purta și mereu te-o săruta, îți voi da viața mea toată, dragostea curată. Hai, hai, mândra mea din Chișinău, hai, hai, te-o iubi mereu. Hai, hai, mor după gurița ta, hai, hai, ești dragostea mea. Hai, hai, mândra mea frumoasă ești, hai, hai, tu mă nebunești. Hai, hai, tu ești floarea mea aleasă, hai, hai, vreau să-mi fii mireasă. Bună seara, domnul Cuciuc, bine ați venit, vă rog să luați. Bună seara, Anișoara, bună seara, dragi telespectatori. Ca de obicei, piesele astea tale sunt hai, povești. Hai, din Chișinău, da? De unde sunt piesele? Din povești? Nu, nu, sunt povești, povești, sunt niște povești, scene din filme pe loc. Sigur că da, pentru că... Am venit că... așa, mândrulița, așa, așa, așa. Să știi că da, îi dedic această melodie soției mele, evident, mândra mea din Chișinău. Deci am scris această melodie acum, cred că vreo jumătate de an, dar n-am reușit să vă prezint vouă. Da. Da, mândra mea din Chișinău, pentru că aici am întâlnit-o pe scumpa mea soție, Diana, care, cum scriu în toate postările mele, este puterea mea, este o femeie deșteaptă, o femeie înțeleaptă, puternică, când stă în spatele unui bărbat. Orice bărbat de succes are spate o femeie puternică. Așa este. Sau înțeleaptă, sau... De toate, și trebuie să iei tot ca un buchet de flori, nu așa? Ești un norocos că ai o asemenea femeie acasă și ea este o norocoasă, că are un bărbat care vorbește atât de frumos despre ea. Păi da, într-adevăr am simțit acum mai mult, am simțit că am nevoie de susținerea ei.
da, de sfaturile ei, de curajul care mi-l dă tot timpul. Am simțit acest lucru, că este această conexiune între noi și am nevoie de ea și care ea mi-o dăruiește. Și cu cât trece timpul, conexiunea asta devine mai puternică? Eu cred că da. A început să fie mai puternică. Poate eram mai în mintea copilărească și nu prea atrăgeam atenție la toate sfaturile, la toate. Dar acum simt că tot ce îmi spune e adevărat. Și îmi spune de bine, deci tot timpul să fiu la patroace, pentru că ea are grijă de costumația mea, da, de costumația mea, de tot, ca să arăt impecabil în fața spectatorilor sau telespectatorilor, pentru că noi mereu suntem în circulație, deci în evenimente, prinși în evenimente, acum suntem prinși în foarte multe hramuri, da. Deci când vin, toată soția îmi spune că, măi, tot ești de ruj, tot ești de pomadă, tot ești de praf. Zic, scumpa mea, eu nu cânt doar pe scena Palatului Național sau la televiziunea Pro TV la o seară perfectă la Linșoara Lodin. Eu mai cânt și la hramuri. De la mine n-a venit niciodată cu ruj. Am venit odată, dar... De la mine? Dar nu erai tu, atunci erai însărcinată. Vezi? Mai glumim să ne mai înveselim. Glumim, evident, da. Hramuri multe, zice, am văzut da. Și eu, o grămadă de evenimente, prin sate, pe la nunți, pe la colinzi, țara și nu doar, mergi și peste Prut, acolo unde, apropo, recent ai fost la o nuntă la care... La o nuntă de romi. De romi era chiar. Acolo unde te-ai întâlnit cu Guță, cu da? Cu Nicolae Guță, da. Așa. Am întâlnit cu Nicolae... Am cântat pe aceeași scenă. Ați cântat pe aceeași... V-ați întâlnit așa pur și simplu, pur și evident, simplu, da? Da. Ați împărțit aceeași orchestră, ați cântat cu... Deci, da, n-am împărțit orchestra, pentru că noi am fost împreună cu orchestra fraților Advahov, deci chemați ca invitat special, pentru că să știi că muzica moldovenească... În sens că ați cântat ambii, da. Muzica moldovenească reprezintă ceva în folclorul românesc. Deci, într-adevăr, are un colorit foarte aparte, un bogat, deci avem niște moduri foarte interesante, niște texte, deci avem ce arăta, o ladă de zestre. În general, moldovenii au niște lucrări foarte frumoase, mai ales instrumentale, deci și avem instrumentiști foarte buni. Am fost cu frații Advahov, eu și Tatiana Martin, acolo m-am întâlnit cu Nicolae Guță, deci eu sunt idolul lui de la vârsta de 15 ani, când am auzit prima dată primul album al lui. Tu ești fanul lui. Eu sunt fanul lui, da. Sunt fanul lui. Ești fanul sau idolul? Fanul. Ție îți place de el? Îmi place de el, da. Înseamnă de la vârsta de 15 ani. Acum s-a mai pierdut, nu prea îi cânt melodiile. Mm-hmm. Am cântat la început, da. La începutul carierei mele le cântam pe la evenimente, deci știam toate albumele, da. Pentru că pentru cei care nu știu, Igor Cuciuc a început să cânte la nunți de rom prima dată, după care am început să cânt la nunți și m-am încadrat în folclorul moldovenesc un pic mai târziu, pentru că colegii, specialiștii care mă cunosc pe mine, eu am studiat instrument. Clarinetul, școala de muzică, am făcut și acordeon și jumătate de ansambal. Deci am făcut... Tot ce vrei. Da, da, da. Așa. Și am vrut să vă zic că îi cântam muzica lui Nicolae Guță. Îmi plăcea foarte mult. Îți mai place și acum? Sigur că îmi place. Zi-mi piesa ta preferată din repertoriul lui. Să știi că Nicolae Guță este un interpret complex, deci el este un lăutar. Diferența între un cântăreț și un lăutar este. Deci lăutarul cântă toate genurile, cântă frumos, începând de la genul doină, care este cel mai greu gen de interpretat, care l-am ascultat pe el mult timp. Nu mai vorbesc de sârbe lente, deci lăutarul e lăutar, iar un interpret de muzică populară, el doar știe să facă bine, doar să cânte muzica specifică, moldovenească, atât. Dar el, vedeți cum cântă și manele, cântă și muzică lăutărească. Nimeni nu știe că Nicolae Guță are peste 25 de albume. Da, da, da. Nu știu ce să vă cânt de-a lui. Hai, cântă-ne ceva. Nu o să vă cânt în țigănește, că... Nu? Da, eu mă uit că ați postat dumneavoastră și m-a uitat pe pagină. Da. Lumea zice că acolo, zice, ce mai cu țigănie încolo în coace? Zic, nu, eu nu cataloghez așa oamenii. Deci, muzica romilor este o muzică foarte, foarte fierbinte, foarte fierbinte. Deci, pentru cei care nu cunosc, vreau să vă spun, muzica romilor este foarte diversă, începând din Banat, muzica lor, ascultările lor, care sunt frumoase, și jocurile lor,
stilul amestecat, sărbesc, banat, și până ajungând în partea noastră, la Cristi Nucă, în partea noastră, la Iași aici, care este altfel de muzică lăutărească. Nu mai vorbim de muzică lăutărească clasică. Așa, romii autentici, da, autentici în general. Sunt muzică foarte, foarte profundă colorat, și niște foarte, versuri, da. Niște texte foarte profunde. Deci ai, are ce. Ce să vă cânt eu, doamne Nicolae Guță? Hai, ceva, un refren. Hau de la primă... Stai un pic. De la prim... Au de la primărie în sus, măi, toate lămpile s-o stâns, măi. Păi numai la mândruța în vale. Da, Doamne, numai la mândruța în vale arde un muc de lumânare. Iată ce se cântă la nunț. Adică, și cum asta sunt ascultările spre dimineață. Noi percepem așa, că dacă e manelist, nu. E percepția asta. A că cântat muzică, alea... folclor, a cântat folclor. Deci să știți că a cântat folclor. Să știți că cred că 10% din muzica care se cântă astăzi pe la petreceri se cântă de repertorul și al lui Nicolae Guță. Superb. Așa. Ai făcut cunoștință cu omul, ai dat mâna, v-ați pupat, v-ați îmbrățișat. L-am îmbrățișat, sigur că da, pentru că i-am spus că a venit regele muzicii lăutărești, unul din regii din interpreții de frunte pe care eu îi ador. Așa. Da. Te-ai spălat pe mâna aia după? Sau o lași? M-am spălat când am ajuns la Chișinău, după ce am ajuns la Chișinău. Așa. Dar am stat cu ochii deschiși larg și mă uitam la el cum face toate. El avea, dar melodia despre mamă, care prima dată am învățat-o, necăjite omul în lume, când are mamă cui spune. Am uitat-o, când nu le-am cântat de mult, dar are multe, și am auzit mândră o bine. Se vede că ești impresionat și că îți place mult. Lasă-te mândruță, zău măi. Și el te-a ascultat și pe tine cântând, nu? Da, sigur că da. Așa, deci ați făcut schimb de impresii. Nu mi-a zis nimic, m-am uitat, s-a apropiat de mine, a fost, să știi că a fost foarte, foarte ok cu noi, foarte bine s-a purtat frumos. Fără aere. Fără. În primul rând, și noi am fost profesioniști acolo. Evident că nu vine oricine, da. Da. Dar a fost o e frumos, e frumos. Dar anul memorabil. Trecut am cântat cu Adrian Copil Minuni, să știți. Da. Alături împreună cu cântăreți. Nu mai vorbesc de ce, că eu 3 zile urmă am cântat alături de Laura Lavric și am cunoscut-o îndeaproape pentru prima dată. Am stat de vorbă cu ea, i-am spus cât de tare o admir pentru repertoriul ei, pentru repertoriul ei de joc, de voie bună. Bineînțeles, și de suflet, dar este o interpretă aparte tot în sufletul meu, doamna Laura Lavric. Ieri am sunat-o și pe Mioara Velicu, așa, care o felicit și chem toată lumea la spectacolul dumneai la Palatul Național. Acum, nu știu când are, să vadă lumea, pentru că este... Da, acum se găsește ușor pe internet. Da, să vină la spectacol. Și am zis că doamna Mioara, stă poza dumneavoastră, zic, în fața Palatului Național, ați înfrumusețat fața Palatului Național. Și a zis, măi, ești nebun, măi. Este o doamnă extraordinară, a fost da, și aici la noi în studio și am apucat să o cunoaștem mai bine. Bun, nunta asta a fost exact după ziua ta. 15, da. Nu? Da, pe 15. Nu zic că te-ai uitat așa la mine, că am zis că am crezut că greșesc. Zic că n-am adus aminte când... 41 de ani, domnul Cuciu. M-am gândit că ai să-mi spui 47, nu știu cum așa ai început. 41, ești în floarea vârstei, asta voiam să zic. Da, în floarea vârstei. Da, în floarea vârstei, așa este. Ce cadou frumos ai primit. Sincer, n-am primit cadouri, eu am oferit, am primit doar buchete de flori și felicitări, sute de mesaje, nu sunt genul de om care alergi după cadouri prețioase. Dacă în primul rând, n-am organizat o sărbătoare ca la 30 de ani, cum am chemat 100 de invitați, mi-a cântat maestru Duminică Vladimir, mi-a cântat frate Ștefăneț, Valeriu Cașcaval, pentru că la mine trebuie să cânte, să cânte muzicanți, la 45, muzicanți de calibru, nu așa. Așa. La 45. Dar acum la 40 nu se face, deci nu se sărbătorește. Dar la 41 nu, cred că la 45 deja, când voi avea, poate voi face și eu un spectacol. Așa, cu un generic aniversar frumos și voi face și o masă. Da, dar să nu grăbim lucrurile, nu, să treacă anii mai încetișor, că tare mai zboară repede. Nu vreau să demonstrez nimănui nimic, toată lumea în ziua de azi poate să uite la cântecele mele, dacă e pasionat de folclor,
și de cântecele care lansez eu, care le cânt despre mămăligă, despre neam, despre și muzica lăutărească și tot ce cânt eu se numește muzică. Muzică, muzică frumoasă și tu ești un artist frumos și talentat și acum noi avem un joc nou, repede. Joc? Facem cic-cic-cic, ne jucăm și după aia mai discutăm un minut și plecăm. Așa, deci, haideți. Îți pun o întrebare și tu o să ai de ales între două persoane. Da? Tot așa, alegi. Da, este un joc, este ipotetic. Dacă ar fi să trăiești tot restul vieții pe o insulă pustie, cu cine ai alege să o faci? Adriana Ochișanu sau Natalia Gordienco? Adriana Ochișanu. Adriana Ochișanu sau Zinaida Julea? Adriana Ochișanu. Adriana Ochișanu sau Maia Sandu? Adriana Ochișanu. Adriana Ochișanu sau Tatiana Martin? Adriana Ochișanu. Adriana Ochișanu sau Nelly Ciobanu? Adriana Ochișanu, că e muzică populară, e aproape de mine. Adriana Ochișanu. Suntem în relație cea mai bună, pentru că nu vreau să supăr pe nimeni. Dar nu-i de supărat. Respect aici legendele și, și pe doamna Zinaida. Hai că Zinaida, mai avem câteva și la urmă comentăm. Adriana Ochișanu sau Irina Rimes? Adriana Ochișanu. Adriana Ochișanu sau Tani Vander? Adriana Ochișanu. Adriana Ochișanu sau Lenuța Gheorghiță? Adriana Ochișanu. Adriana Ochișanu sau Daniela Burlaca? Adriana Ochișanu, nu. Adriana Ochișanu sau Iulia Deliu? Mă sună Adriana după asta și spune deci, că mulțumesc. Adriana Ochișanu sau Iulia Deliu? Aici ei, e complicat, domnule. Complicat. La cum arată Iulia? Fusta la cum arată scurtă. Iulia? Cioarele se termină, iar fusta nici nu se începe, cum spunea maestru Gheorghe Urscă. Așa. Nu cred deci, că Adriana Ochișanu. Adriana Ochișanu, uite, din start a fost Adriana și a fost până la final. De ce? Ce-i face, măi, Igor, toată ziua pe insulă pustie? Ați cânta? Aș cânta alături de Adriana, să știi că noi... Pe insulă pustie toată ziua, de dimineață până seara, cânt. Dar de ce nu? Pentru că noi ne hrănim cu asta. Muzica este un medicament. Cântați. Un medicament, da. Super. Un balzam. Muzica plus este... că vă și înțelegeți. Adică ne există o relație bine, da, de prietenie. Da, de mai mulți ani și noi când ne întâlnim, ea mă pune pe mine să-i doinesc. Așa? Și apoi o pun eu. Zic, hai, Adriana, doinește-mi și tu ce mai. Cam așa se întâmplă. Că noi așa venim de la București cu mașina împreună și... Să nu vă plictisiți. Da, da, da. Și mai cântăm, mai fredonăm refrene, muzică lăutărească, diferită. Da, cei ce ne place nouă, muzică frumoasă, așa, muzică adevărată, muzică grea. Bun. Acum avem o întrebare legată de bărbați. Dacă ar fi să ai un coleg de apartament, pe cine ai alege? Vasile Advahov sau Capușon? Vasile Advahov. Vasile Advahov sau Roman Burlaca? Vasile Advahov. Vasile Advahov sau Igor Sârbu? Vasile Advahov. Vasile Advahov sau Ion Sorucean? Coleg de apartament. Vasile Advahov. Vasile Advahov sau Corneliu Botgros? Complicat, da? Da. Mă înțeleg cu ambii foarte bine, îi respect foarte mult. Dar, coleg de apartament, ai fi cu? Cred că cu Vasile Advahov. Vasile Advahov sau Ionel Istrati? Ai, Vasile Advahov. Vasile Advahov sau Dan Bălan? Tot Vasile Advahov. Vasile Advahov sau Fuego? Vasile Advahov. Vasile Advahov sau Anatol Melnic? Vasile Advahov. Măi, cât de fidel ești tu! Tu alegi calea din prima, te ții de ea, orică noi am potrivit așa oamenii ca să fie... Să vă înțelegeți eu am o legătură foarte bună cu toți, absolut. Uh-huh. Apreciez oamenii de calitate, oamenii de valoare care muncesc și au lansat câte ceva, au spus ceva publicului. Și sunt fideli și sunt serioși în tot ce fac. Produc lucruri frumoase și respect pe toți. Și maestru Surucianu și pe doamna Zinaida Julea, pe care nu că îi iubesc, că îi ador, pentru că ei sunt generația de aur care ne-a lăsat moștenire, ne-a crescut, da. Și multe lucruri ne-au învățat pe noi. Așa este, da. A fost un joc, sper că ți-a plăcut. Deci, colegul de apartament Vasile Advahov și colega de insulă pustie, Adriana Ochișanu.
Mulțumesc, Igor, că ai trecut astăzi pe la noi. A fost o bucurie să te avem aici ca de fiecare dată. Sănătate ție și familiei tale și un cadou de la partenerii noștri. Să trăiți dumneavoastră ca și florile din fereastră, să aveți parte de bucate, de noroc și sănătate. Mulțumim! O toamnă Iar frumoasă. Noi continuăm acum. Arta este pasiunea lor, la fel ca slănina și pâinea ucrainească, însă nu doar aceste preparate au încercat prietenii Nicu Țărnă și Alex Gurski să-l urmească pe șef Petru Chicu. Ce au mai gătit invitații și care este atmosfera în bucătăria gusturile, se discută, ne spune imediat Iulia Deliu. Iulia, bună seara! Bună seara, Anșoara! Bună seara, dragi prieteni! Dacă vă întrebați cum arată paleanuțea, am reținut și cuvântul, păi uitați-vă, avem aici pâine ucrainească, ai spus tot ce a rămas din ea, tot ce a rămas din ea. Pentru că s-a devorat. S-a devorat de cine? Ia spune, te rog, de... De mine, recunosc. Pâinea cu slănină o ador. Slănina, în general, nu a mai rămas. Dacă cauți bineșor, poți să mai găsești o bucățică. Bun, această pâine e extraordinar de gustoasă. O gătești tu? De unde ai rețeta? De la cine ai învățat? Eu am glumit că am gătit-o eu. Pâinea asta se cumpără la unul din supermarketele noastre din Chișinău. Seamănă unul ca unul cu paleanița ucraineană. Paleanița ucraineană este o pâine cu mărar și brânză. Pâine grosuță, spre deosebire de plăcintele noastre. Și asta, de fapt, se numește la noi polenta cu brânză în supermarketuri. Dar seamănă unul la unul cu paleniță. La gust este fix aceeași. Așa. Ai mai mâncat tu, Nicu, mai devreme? Da, am mai mâncat. Dar nu știam că e paleniță. Dar eu am o treime din sângele meu este ucrainesc, așa că rezonez și eu cu slănina, cu borșul ucrainesc, cu paleniță și cu multe altele. Îmi place foarte mult bucătăria ucraineană. Așa. Am înțeles ce prefer. Cât de des ești la bucătărie? Când mănânc, sunt foarte des. Depinde, știi cum. Nu că nu-mi place să gătesc, dar trebuie să am o experiență mai mare din a ști exact ce să gătesc, din a ști exact cum se prepară, cum se face treaba asta. Dar sunt un bun ajutor, așa că dacă m-ai invitat... Pe cine ajuți? Sau cine gătește pentru tine? Să tai, să fac... Cine îți gătește? Iarăși depinde. Noi împreună cu prietena mea suntem harnici și gătim împreună, ne mai învățăm. Când nu ne reușești, înseamnă că nu ne-a reușit la ambii, așa că... Așa, bun. Experimentăm. Alex, ție prietena îți gătește? Da. Și gătește... Face bine? Da, extraordinar. Mai bine ca mine, apropo. Și este foarte, foarte mare gospodină. Chiar mi-a mers. Cât de frumos! Dar noi luptăm, noi concurăm. Cine primul să gătească. Așa. Eu am o mare plăcere să gătesc. Așa, bun. Început de toamnă, planuri, proiecte? Foarte multe. Așa. Cu teatru, cu formația, cu premiere noi la teatru, idee de festival, plecări, turnee cu teatru și punem bazele unui turneu mai important pentru Gândul Mâții, poate chiar peste ocean. Wow. Și tot așa. Adică idei sunt, nu vreau să le spun exact care sunt, pentru că nu din motivul ca să nu le diochem, da? Dar din motive să le aranjăm, să le organizăm, să le punem bazele corect, să le reușim pe toate. Dar vorba aia. Mergem înainte. Doar înainte. Mult succes! De asemenea... Moldovencele? Ce faci cu ele? Moldovencele le gătim. Încă două, cred că au rămas, încă două portrete și colecția Moldovencele Cheie este gata. Pe lângă asta mai facem și câteva proiecte de pictură abstractă. Pe lângă asta avem planuri mari pentru București și pentru Italia. Și cred că o să ajungem la sfârșitul lui octombrie în Dubai, pentru că am fost invitat ca un artist din Europa să am o prestație solo acolo cu 12 picturi abstracte. Mă mândresc extrem de mult cu voi, băieții, dar mă mândresc și cu colegul meu care mă hrănește de fiecare dată. Ce mâncăm de această dată, Petru? Astăzi am gătit pentru voi pe bani de mare. Așa. O să fac într-un sos foarte interesant pe bază ghimbielului și morcov, adică o dauz de frișcă și parmezan. Și vreau să deschid alte gusturi, alte paranteze.
altă lume, gastronomică. Da. Am uitat să le spunem celor de acasă ce gătesc băieții. Gulaș cu legume? Asta spunea ai, Alex? Da, gulaș. Domnul Nicu gătește gulaș cu legume. Eu am gătit o leacă de slăninică la foc cu o leacă de pânică. Iar cum arată gulajul, vă arăt aici. Deci Petru încă nu a degustat în cele ce urmează. Iar cine pleacă acasă cu tigaia, urmează să afla de sâmbătă la ora 21, numai la ProTV. Anișoara, te salut cu drag! Iulia, îți mulțumesc, iar noi continuăm. Mulți dintre noi încă mai au frică de stomatolog și se duc un nod în gât la dentist. Dar dacă ți s-ar spune că ai șansă să faci o procedură gratuită și să inspectezi, practic, o clinică stomatologică, cu siguranță nu ai ezita. Ei bine, asta s-a întâmplat zilele trecute, când oricine a dorit a putut să vină la o clinică proaspăt deschisă. Vedem atmosfera în continuare. Deja era cerință pacienților că nu mai îngăpeam în clinica unde acționăm la moment și cred că botanica era locul potrivit unde să ne aflăm. Sunt foarte mulți pacienți care vin în sectorul botanică și din afara orașului spre aeroport și eu cred că pacienții se bucură de faptul că mai avem o filială unde putem să primim mai mulți pacienți. Toți cei care și-au dorit au putut să vadă noua clinică deschisă la Botanica, iar cei mai curajoși au putut chiar să încerce noile fotolii. Suntem foarte bucuroși să fim astăzi împreună cu pacienții noștri, cu partenerii, cu mama venită din India, să facem această zi frumoasă, o deschidere extraordinară. Să fie un bun început pentru noi, întregii echipe. Este a doua clinică pe care Sacin și Tatiana Sacdevo deschid la Chișinău și în care au depus mult suflet și nu numai. Aici am mai adăugat niște servicii care nu aveam la prima clinică. Cred că reușim să facem cât mai bine la pacienții noștri ceea ce am făcut în ultimii 10 ani. Practic orice problemă dentară poate fi rezolvată aici. Noi deja avem anestezie generală pentru copii care au nevoie de total reabilitare a gurii, pentru că mulți copii nu pot să stau mult timp la medic periodont, să facă toată gura. Aici va fi posibil, într-o ședință, să facem tratament la toată gura la copii de la 3 ani și până la 10 ani, ceea ce este foarte bine. Avem și sedare și anestezie generală pentru maturi, care au nevoie de reabilitare totală a gurii, cu implante, cu all on six, și cei fricoși care se tem să meargă la medic stomatolog să facă dinții. Sunt clientă fidelă de la startul acestei clinici. Sunt foarte încântată, foarte mulțumită. Mereu am fost deservită cu blândețe, cu atenție, cu curățețe. Mă deservesc eu și toată familia mea, deci am 3 copii care tot aici merg și recomand cu mare încredere și mare plăcere pentru clientele mele la fel să vină în această clinică. Îmi plac condițiile în această clinică, deci și condițiile sunt bune, medicii sunt foarte bine instruiți. Cel mai important la un medic când vii să nu te trebuiască să te întorci cu aceeași problemă. Iar aici este despre asta. Tehnica se vede că este nouă, ceea ce tot este important. Toți pacienții au fost răsfățați cu un cadou special, card de reducere. Atât pentru astăzi, dar și pentru această săptămână. În emisiunea de luni vom afla istoria unei moldovence cu medalia de la 6 maratoane internaționale. Mii de kilometri este distanța parcursă în 5 ani de unica maratonistă de la noi din țară, care are medalia de 6 maratoane mondiale majore. Noi, cumva, alergătorii, încercăm să avem libera mișcare în alergare, căutând haine cât mai comode, dar eu am zis că faptul că voi alerga în ei este un efort. Când și unde va alerga maratonista noastră în port național, afli luni la o seară perfectă. Așadar, ne revedem luni la ora 18, o seară perfectă în continuare și un weekend frumos. La revedere!